și domnilor, bun venit la Herculane. Dacă în aceste zile guvernul Boc coboară tot mai jos spirala salariilor și pensiilor, iată că aici mai sunt oameni care înalță adevărate spirale spirituale. Nu este așa, stimate domnule? O secundă să termin de calculat și vorbim imediat. Dumneavoastră, după cum văd eu aici, calculați forma spiralei, probabil ca să optimizați integrarea în absolut, nu? Sunteți nou guru? Eu? Optimizez profitul, domne. Nu sunt guru, sunt Puiu Puicoviciu, dezvoltator imobiliar. Eu le-am închiriat terenul la metru pătrat și acum vreau să văd cât de chirii le iau. V-am recunoscut, domnul Puiu Puicoviciu. Aveți teren și aici, la Herculane? Nu-i terenul meu, e al lui bunicul. Și bunicul dumneavoastră ce face cu terenul ăsta? Bunicul e în ceruri, ce să facă? Nu face nimica, dar cu spirala asta eu sper să intru în legătură cu el ca să-l întreb câtă chirie să-l iau la ăștia, cât pot să-l cer. Și mai ales vreau să-l întreb unde-i restul de pământuri ale familiei, că eu, bunicule, mi-am tocit tălpile, pingelele, pantofilor prin arhivele primăriilor. Domnul Puiu, lăsați-l pe bunicu. Gata, am închis cu bunicu. Spuneți-mi ce părere aveți despre activitatea acestor oameni de aici. Asta este foarte bună activitatea asta, să știți. Eu apreciez tare mult și vreau să organizez și eu o spirală a oamenilor de afaceri, să-i învăț să le viteze. Adică să stei deasupra taxelor și impozitelor ca fiscul să nu-i mai pună la pământ niciodată. Foarte interesant ce aveți dumneavoastră de gând să faceți, dar bănuiesc că trebuie antrenament, nu glumă, și sigur va trebui să aduceți un guru din India. Ce face? Din India să arunc atâția bani pe fereastră, ce nebun? Din România, păi de aici ce avem mai asemenea oameni în România? Bineînțeles. Spuneți-mi și mie un nume, dați-mi o adresă, vă rog, dau o lovitură de presă, vă rog. O să iau un om politic sau un judecător, că ăștia levitează perfect deasupra legilor. Știi cum levitează ei? Nu poate să facă nimeni din nicio țară de asta de levitător. Vă mulțumesc, domnul Puicoviciu. Vom reveni la dumneavoastră să mai stăm de vorbă. Vreau acum să discut și cu cei care participă la spirale. Sărut mâna, bună ziua, domnișoarelor. Atenție că sunt încărcate energetic. Nu vă apropiați și nu niți nici din triabă, crotăm spirala. Dar ce e cu graba asta și de unde veniți de acolo? Venim de la cursul de cinematografie absolută. Suntem actrițe. Sunteți foarte frumoase, sigur, ca două actrițe, dar ce e aia cinematografia absolută? Adică actrița lasă la o parte absolut orice rușine și face absolut tot ce îi spune regizorul. Ia stați un pic, nu mișcați un pic. Dumneavoastră nu sunteți cumva doamna judecătoare, aceea care a apărut în filmul ăla fără perdea? Dar de unde, domnule, că ei n-aveau nici haine pe dânsa, de unde perde? Era doar legată la ochi ca justiție. Gata, v-am recunoscut. Dumneavoastră sunteți judecătoarea porno. Ce mai... domnișoara este avocata, grefiera sau inculpata porno? Eu sunt venit prima oară în spirală și am venit acum două zile, dar... Am petrecut atâta experiență cât pentru 10 ani. Ce face? Atunci să-mi plătiți chirie pe 10 ani, nu pe 2 zile. Și dacă apare în film, și pe perdea. Dar ce e aici? Aici studiourile, buftea? Aici producția de film costă. Domnule, nu este ceea ce credeți dumneavoastră. Noi am făcut un film pentru Ministerul Transporturilor, pentru domnul Radu Berceanu. Hai, doamna judecător, film pentru domnul Berceanu, ce e asta? Da, domnule, adică noi am făcut un film în care tot noi îi facem să geamă pe niște băieți cu Q7. Doamna judecător, sunt că mă descarc electric, hai să mergem. Haide să te bag la priză, hai. Halu! Da. Aici este Herculane, România. Aici, bună ziua. Atunci ferize la o parte, dați-mă la o parte, că acum aterizează. Haide, Grig, dar încet, Grig, încet, să nu lovești trenul de aterizare ca data trecută. Ați aterizat cât bine la Herculane. Vă mulțumim că ați zburat cu compania noastră. Opa, dar e chiar marele guru Gregorian Bivolaru venit din Suedia? Neinte, este Mr. Bivolarsson, suedez av Malmö, adică din Malmö. Domnul Bivolarsson din Malmö. Și dumneavoastră?
Agneta Johansson, adeptă Miss Afson. Am venit aici pentru că am auzit că aveți mulți băieți deștepți. Doamnă, așa o fi, dar dacă aveam atâția băieți deștepți în România, aveam și noi la ora asta un guvern, mai de Doamne ajută. Ne. Băieții deștepți în energie, asta caut eu. Ei sunt plini de bani, eu sunt plină de energie. Mă scuzați, ard de nerăbdare să... Domnul Pivolaru, ați venit pe sus, ați zburat tocmai din Suedia? Da. Nu se vede! Sunt plin de cenușă vulcanică! Fantastic! Hai să începem așa o discuție lejeră. Ați fost acuzat de relații intime cu niște minore, domnul Bivolaru. Iar zilele trecute ați fost achitat. Cum așa? S-a prescris. Mulțumesc justiției române pentru rapiditate. Ce simplu, adică au trecut 5 ani și gata, fapta s-a șters cu buretele, s-a prescris. Nu. După 5 ani, fetele au devenit majore. Acum am venit să-mi ajut țara. Ieri am intrat în câmpul energetic universal. Și ați găsit soluția să scoatem România din criză? Nu. M-am curentat. Dar am venit aici să realizez o legătură telepatică între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni. Dar cumva domnul Boc și domnul Băsescu sunt yoghini? Nu, dar vor să conducă un popor de yoghini care să umble goi și să trăiască cu aer. Să învețe toți să pedeleviteze. Stați puțin, în cazul ăsta, deci se schimbă chiria, îmi pare foarte rău. Dacă este simpozion economic, atunci prețul crește, să știți. Eu am vorbit de Nisa, nu de Nisa. Dar ce asta Nisa, domnul Puicoviciu? E o nouă sectă apărut acum? Bineînțeles, nu suntem cu toții în ea. Ni s-a promis, ni s-a spus și până la urmă, ce ni s-a făcut? Doamnelor și domnilor, trebuie să încheie aici reportajul pentru că ni s-a luat legătura.